În seara din 29 februarie a izbucnit un scandal monstruos în municipiul Baia Mare. Trei tineri s-au certat pentru că nu s-ar fi înțeles asupra unui anumit gen muzical într-un local. Pentru calmarea spiritelor, dar și prevenirea unor acte de violență, au intervenit 5 echipaje de poliție, unul al jandarmeriei și un echipaj SMURD. Scandalul a pornit după ce unul dintre tineri nu s-ar fi înțeles cu DJ-ul unui local asupra unui gen muzical. Pe fondul consumului de băuturi alcoolice, între doi frați a izbucnit ceartă. O a treia persoană a intervenit pentru a-i calma pe frați, însă scandalul a degenerat, scrie actualmaramureș.ro. S-a sunat la 112 și mai multe echipaje ale poliției și jandarmeriei s-au deplasat la fața locului. Unul dintre tineri a fost găsit căzut în stradă și s-a cerut sprijinul unui echipaj SMURD pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Victima ar fi declarat că s-a împiedicat de o conductă de gaz. Îl contrazice însă un martor care susține că un amic de-al fratelui său l-ar fi lovit. Polițiștii i-au sancționat contravențional pe certăreți pentru provocare de scandal. Totodată s-a întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de lovire și alte violențe.